Salut, prieten. Sunt Mihai Stepanov cu un video nou despre site-ul Smart Crypto Note. Eu pe canalul meu YouTube am câteva video despre acest site. Primul video este cum putem primi 0.4 Bitcoin, că 4 milioane satoshi care fac undeva $280. Deci aceste monete sau această valoare o primim gratis, doar că trebuie să facem verificarea. Deci este foarte important de făcut verificarea. Mulți acest lucru nu înțeleg. Și dacă ne uităm la mine, deci puteți să vedeți că doar 5 persoane au făcut verificarea. Și toți aceștia, cam văd, sunt din păcate ruși. Moldoveni, români zboară nu știu pe unde, nu înțeleg ce trebuie de făcut. Toți sunt cu roșu, deci dacă n-au trecut verificare, n-au primit monetele date. Unde facem verificare? Intrați în profil, la verification, verification, cum vreți pronunțarea. Eu, pur și simplu, am studiat franceză, eu leagă mincurc. Deci, scopul în final este ca să aveți cu verde telefonul verificat și la identitate tot trebuie să fie verificat cu verde. Telefonul, cum îl verificăm? Deci este un telefon aici din Ungaria. Sunați pe el, el se pornește, este un robot care undeva la mijlocul discuției spune ca să introduceți numărul care l-ați primit la înregistrare. Deci aici mai jos o să fie un număr care îl aveți din 4 sau din 6 cifre, nu mai țin minte. În video precedent, el, dacă să uitați, o să vedeți că el este la mine. Deci o să vedeți undeva aici el. Îl culegeți în același timp când sună telefonul, după ce a pornit vocea la robot, numărul acela pe claviatură. Și în final, la voi, aici o să schimbe de cu roșu sau cum el este acolo, cu verde. Deci verificați telefonul și verificați și actele. Deci pentru verificare puteți folosi pașaportul, buletinul de identitate sau permisul de conducere. Față, spate, adăugați o poză la careva factură sau extras din cont bancar pentru a demonstra adresa de reședință care este indicat în documentul care îl atașați. Și un selfie, deci o poză unde sunteți voi, buletinul sau documentul care l-ați atașat și o inscripție care scrie pe ea această combinație din trei litere SCN și mai jos data. Deci așa o poză tot trebuie trimisă. Deci 4 poze trebuie trimise calitative. Maxim 14 zile sunteți verificat. Deci scopul nostru în final este ca să adunăm aici ia 1000 de monete. Deci aici monetele apar doar după ce ați făcut verificare. Dacă n-ați făcut verificare, aici monetele nu se adună. Cu toate că poate că aveți referali care trec verificarea, dar monetele, până când personal n-ați trecut verificarea, ele nu trec în coace. Deci, în final, trebuie să facem așa. Ca să adunăm 1000 de monete, pentru că noi avem scop ca ele să treacă în BitHard. Hardurile sunt convertite automat în BitHard la fiecare 10.000 de bucăți. Deci nu câte una sau câte 10, dar anume de la 10, de la 1000. S-a adunat 1000, ele s-au transformat. S-a mai adunat 1000, s-au transformat. Atenție, deci este o restricție și importantă. Dacă nu există nicio tranzacție, ca tranzacție pot fi invitațiile, deci pentru invitații noi primim 10 monete, deci asta se ocupă tranzacție. În portofel, timp de 100 de zile, free hardurile, este primul cont, a doilea hardurile, unde monetele se adună când deja suntem verificați,
Vor fi returnate fondului central, deci trebuie să fiți activ. Sistemul vă trimite un avertisment după 90 zile de inactivitate. Deci dacă n-ați făcut nimic timp de 90 zile, monetele de aici și de aici vor fi returnate sistemului. Deci și acele bonus care l-ați primit pentru înregistrare tot se returnă. Deci sistemul are ca scop să aibă o comunitate de oameni activi. Deci care fac careva tranzacție. Deci în final eu v-am mai explicat calea cea mai simplă gratis să ajungeți la 1000 de monede. Deci se poate de făcut și cu investiții. Bithard, cumpără Bithard prin Bitcoin. Deci se deschide o adresă de Bitcoin pe care puteți să aduceți. Deci pe această adresă trimiteți sau deci apăsați vreau să cumpăr și treceți și se deschide un bon de plată acolo, cantitatea și așa mai departe. Deci vedeți cum se face acolo, pentru că sunt mai multe variante. În final, cum am spus, scopul nostru este să avem 1000 de monete aici. După aceea noi putem să activăm aceste 4 spații mai jos, care deja ne permite să scoatem bani pe acest site luând credite. Deci ca gaj rămâne cantitatea de Bithard care o avem aici în proporție de ce sumă am luat. De pildă am luat de 200 de monete, credit rămâne 200 de monete ca gaj. De 1000, de 1000. Deci maxim cât avem în Bithard, atâta maxim putem să luăm. Deci acest site este un site de creditare. În final, dacă în două cuvinte, cam atât ce am vrut spun, numai bine.